Dragii noștri, astăzi alături de noi este Nadia Tătaru, cofondator Radio Itzibiții, președintele Asociației Părinților Isteți. De asemenea, Nadia Tătaru, în contextul discuției de astăzi, are și formare în metoda ESPERE a lui Jacques Salomé. Nadia, care este relevanța actului simbolizării în metoda ESPERE, gândindu-mă la simbolizarea unei nevoi neîmplinite, a unei dorințe neauzite, a unui gând poate neacceptat, a unui gest nepotrivit, poate chiar a unui mesaj tulburător sau al unei emoții copleșitoare, pornind această idee de la cartea Simbolizarea și actele simbolice. O cale și un instrument de comunicare, dezvoltare și reconstrucția sinelui de Jacques Salomé și Valeria Salomé. Da, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Am o formare în ESPERE, acum foarte mulți ani, cred că am încheiat-o acum peste 10 ani și vreau să vă spun că pe vremea aceea am făcut această formare în primul rând pentru mine ca părinte, pentru că la un moment dat am dat de greu și nu știam cum să mă fac mai bine înțeleasă de către copiii mei, cum să comunic mai ecologic cu ei și am descoperit metoda aceasta, metoda ESPERE, care se numește, e de fapt un acronim pentru energie specifică pentru o ecologie relațională esențială. Așa a numit-o Jacques Salomé, fondatorul metodei. Și simbolizarea, da, este un instrument de comunicare și dezvoltare și reconstrucție a sinelui pe care ni-l propune această metodă. Deci simbolizarea este una dintre metodele folosite de metoda ESPERE. Acum, la ce înseamnă simbolizarea? Simbolizarea înseamnă, de fapt, să îi dăm unui obiect pe care îl alegem un anumit simbol. De exemplu, eu aleg asta să-ți spun, uite, am avut un gând bun astăzi pentru tine și pentru că facem misiunea asta că va fi de folos părinților. Pe de altă parte, vreau să spun că, uite, am și un gând mai, și am ales o unghieră aici, ceva care este mai dureros, să zic. Contundentă. Să spun că mie mi-e cam frică să mă arăt și să vorbesc în fața oamenilor. Ei, cam așa se folosește simbolizarea și noi o folosim ca să punem anumite comportamente, emoții, senzații, să le facem vizibile pentru celălalt printr-un obiect. Și cred că înainte de a trece să vorbim și despre alte lucruri, cred că este foarte important să spun că în metoda asta ESPERE este pentru prima dată când am auzit că 1 plus 1 fac 3. Pentru că 1 plus 1 la nivel relațional fac 3. Adică între mine și tine sunt eu, tu și relația dintre noi, pe care Jacques Salomé o reprezintă printr-o eșarfă. Eu astăzi am ales o pânglicuță mai mică și ăsta e capătul meu de relație și celălalt este capătul tău de relație. Deci, între doi oameni întotdeauna vor fi trei, să zic așa, trei elemente și e foarte important cum hrănim relația asta între noi și cum fiecare are grijă de capătul său de relație. Și metoda asta simbolizării este o metodă foarte utilă, mai ales în cazul copiilor, să le explicăm tot felul de lucruri, de la situația asta ciudată a perioadei astea de război, să zic așa, prin care trecem, război care se întâmplă în vecinătatea noastră, la bullying-ul școlar, la relația dintre soț-soție diferită de relația dintre tată și mamă, la relațiile diferite, de exemplu, eu ca mamă cu fica mea am tipul ăsta de relație, dar cu fiul meu am tipul ăslalt de relație, da? Înțelegeți? Deci, și atunci copiii văzând simbolurile astea înțeleg mult mai ușor și mult mai bine ceea ce vrem noi să le explicăm, să le spunem. Cred că această metodă, metoda ESPERE, este importantă și aș puncta cumva, ducându-ne, să spunem, în alt registru, este foarte important să dezvoltăm și să cultivăm relații sănătoase, cât mai autentice și pline de empatie, atât cu partenerul de cuplu,
în postura de partener de cuplu, soț-soție sau de mamă-tată, pentru că, iată, în ultimii 2 ani, relațiile interumane și mai ales relațiile cu cei dragi, cu familia noastră, cu cei mai apropiați, au fost foarte afectate. La început au fost afectate de pandemie, care acum este pe final, spre sfârșit, dar iată că a apărut altceva, războiul. Și războiul este un subiect într-adevăr sensibil, lasă traume adânci și în cazul adulților, dar cu atât mai mult al copiilor. Cum le vorbim? Cum le povestim copiilor? La ce să fim atenți atunci când le vorbim despre război? Și mai ales când și cum le vorbim? Da, îți mărturisesc că în ultima săptămână m-am conectat cu foarte mulți psihologi și am citit multe materiale de specialitate ca să nu dezinformez și să nu bag panică în populație, mai degrabă să fim de ajutor părinților. Și aș spune că ceea ce am reținut eu este cam așa. Pe locul 1 este să avem grijă noi, ca părinți, de starea noastră de echilibru și de bine. Atunci când suntem pregătiți, atunci să punem o întrebare copilului sau să mergem spre el. Să vedem ce știe despre război, să facem discuții despre genul ăsta de subiect. Până când noi nu suntem echilibrați, nu putem să mergem spre copil sau putem să mergem, dar îl dezechilibrăm, pentru că copilul va simți starea noastră și dincolo de vorbe, el va primi fricile noastre, anxietatea noastră și atunci, în primul rând, trebuie să avem noi grijă de noi, să ne calibrăm și apoi să mergem spre el. După ce reușim să facem această echilibrare, trebuie să găsim momentul oportun și aici în care să vorbim cu copilul. Și aici mai vine o precizare. Copiii mici, până în 5 ani, s-ar putea să nu aibă nevoie de această discuție despre război. Pentru că un copil mic nu prea înțelege ce înseamnă nici moartea, dar păi războiul. Și atunci e important pentru noi ca adulți să-i protejăm, să nu lăsăm televizorul deschis, să nu ne audăm fricoșați, vorbind la telefon cu prieteni și așa mai departe, să cumva să nu lăsăm acest subiect foarte real de altfel, dar care, pe care copilul nu-l înțelege, să nu ajungă în sfera lui, să nu-i știrbim inocența copilului mic, să-l protejăm cât mai mult. Și aș face aici trimitere, dacă vreți, la filmul La Vita e Bella. Mulți poate l-au văzut, alții nu, vă invit să-l vedeți, este o capodoperă de film și este vorba despre cum un tată acolo își protejează inocența copilului lui în mijlocul războiului, nu având în vedere războiul dintr-o țară învecinată. Deci cu copiii foarte mici cam așa să procedăm, protejându-le inocența. Când copilul este un pic mai mare și deja, nu știu, realizează că se întâmplă ceva, își pune întrebări, atunci e bine să mergem spre el și să vedem ce știe despre război. Ce știe? Ce ai auzit? Ce ai auzit? La ce te gândești? Ce gânduri ai? Să vedem, să plecăm de la ceea ce știe copilul și să folosim cuvintele pe care el le folosește când vorbește despre incidentul armat, despre invazie, despre război, despre refugiați. Nu știm exact cu ce cuvânt va veni spre noi. Deci să-l luăm de acolo de unde el este. După care, cred că mai sunt niște lucruri importante. Important este, cred că cel mai important este să știe că noi ca părinte, sau mai ales noi ca mame, să nu mințim copilul, dar să spunem că noi ca mame vom fi întotdeauna lângă el și îl vom proteja, indiferent ce se va întâmpla. Asta e foarte important. Doi, să spunem, dacă vorbește de refugiați, să spunem că da, refugiații au fugit de la ei din țară, au venit la noi, dar au venit la noi în țară tocmai pentru că țara noastră este o țară sigură. Deci, cumva, mereu, mereu să-l asigurăm pe copil că e pe mâini bune și noi, adulții, suntem responsabili și în control și că noi îl vom proteja. E important să nu-l mințim, e important să nu punem paie pe foc, e important să nu folosim scheme de război și cuvinte complicate, pentru că în situația asta nu sunt importante strategiile și cuvintele complexe, ci e importantă starea de spirit, de echilibru, de conținere și de siguranță pe care i-o oferim.
Un alt lucru cred că important ar fi, poate să-i facem trimitere la niște experiențe pe care le-am avut noi în copilăria noastră și care seamănă un pic cu starea aceasta. Poate că am trăit și noi frică, confuzie, incertitudine la Revoluția din 89. Poate am trăit același lucru când s-au dărâmat turnurile gemene sau cine știe ce alte incidente din acestea mondiale ne-au afectat, iar noi am făcut față la lucrul acela, a trecut și iată-ne că astăzi suntem în siguranță, avem o familie, avem copii și făcând, dându-i o perspectivă că lucrurile cumva acum chiar dacă sunt poate grele sau înfricoșătoare, există speranță la ceva mai bine. Și uite încă un aspect important, că am zis cuvântul înfricoșător, să avem grijă ca părinți. Eu, de exemplu, acum am spus un cuvânt greșit. Cuvântul ăsta înfricoșător, noi ca părinți n-ar trebui să-l spunem copilului dacă el nu pronunță acest cuvânt. Să nu-i inducem mai multă frică decât el are. Deci cumva să fim foarte atenți să ne calibrăm noi și să știm ce simțim. Și dacă tot vorbim despre metoda ESPERE, aș zice că, uite, eu, ca părinte, înainte să vorbesc cu copilul, aș putea să zic că eu, în momentul ăsta, vis-a-vis de conflictul armat din Ucraina, simt foarte multă frică, da? Anxietate, am și poate o speranță că lucrurile vor fi mai bune, da? Am poate și o intenție să fac, să-i dau copilului meu conținere, înțelegere, speranță, siguranță. Deci toate astea sunt în mine. Da? Și cumva în momentul în care eu departajez persoana de sentimente, de comportamente, lucrurile devin mult mai clare. Mă gândeam prin puterea exemplului, scuză-mă, mă gândeam prin puterea exemplului, așa cum au făcut mulți părinți în ultima săptămână, mai ales familiile aflate foarte aproape de punctele de frontieră, au ajutat. Ai dezvoltat, iată, prin acest exemplu copilului, ai dezvolta și ai cultiva empatia și sprijinul și ajutorul față de semeni. Așa e. Și uite, știi ce mi-au spus mie psihologii, care au păreri mult mai avizate decât a mea? Au spus așa, da, e important să-l învățăm să dăruiască, poate chiar să facă un pachetel cu jucării pentru copiii refugiaților, cu, nu știu, niște scutece sau lapte praf și așa mai departe, le punem într-un pachet și ori le trimitem împreună, ori poate, sau mergem la sediul unui ONG și le lăsăm, sau poate mergem în vizită la o familie care are niște refugiați la ei în casă. În schimb, psihologii spun așa, nu vă duceți cu copilul la graniță, acolo unde vin refugiații, unde e coadă mare, unde e mult potențial de traumă, să zic așa. Nu vă duceți acolo pentru că nu știți la ce expuneți copilul. Cel mai bine este să faceți demersurile astea într-un cadru securizant, acasă la voi, acasă la un prieten. Despre asta e vorba. Aș vrea spre final încă ceva vreau să spun. Sigur. Este un moment în care poate ar fi important să ne întrebăm care sunt valorile noastre și să vorbim copilului despre valorile familiei noastre. Altruism, bunătate, generozitate, să fim pentru pace și nu pentru crimă, da? Deci să vorbim despre valorile noastre. Fiecare familie are valorile ei și poate sunt diferite, dar e moment oportun acum să vorbim copiilor despre valori. Cu siguranță ai perfectă dreptate. Spre final aș vrea să comentăm un scurt, foarte scurt citat al lui Jacques și al Valeriei Salome, care sună în felul următor. Simbolizarea reprezintă unul dintre cele mai puternice demersuri pentru a ne reconcilia cu forțele însuflețite ale vieții. Ideea este să ne folosim de simboluri pentru a depăși o situație traumatizantă, căci inconștientul stochează toată informația despre imaginile acestor drame. Da. Poate e important să spun că într-un schimb relațional, într-o comunicare,
Noi, ca oameni, ne putem exprima în trei registre. Într-un limbaj realist, concret, pragmatic, într-un limbaj imaginar, care transmite emoții și trăiri, și într-un limbaj simbolic, care prin asocieri libere, metafore, simboluri, după cum am arătat, pot să transmită informațiile la un alt nivel, la un nivel al sufletului. Și vreau să precizez că mai ales copiii folosesc limbajul imaginar și limbajul simbolic și noi ca părinți să fim foarte atenți să ne exprimăm în limbajul în care și copilul nostru se exprimă, să nu mergem cu limbajul acela realist, cum am spus mai devreme, cu scheme de război și cu altele, pentru că nu vom avea rezultate bune, copilul nu va înțelege despre ce vorbim. Da, și această simbolizare, de fapt, cumva unește, cum să spun, intuiția cu sufletul, cu partea aceasta de suflet, de sentiment și cu ce se întâmplă în realitate. Și punând un simbol, are mult mai multă încărcătură decât credem noi că are și poate să unească și noi, părți din noi, da, din noi sufletește vorbind, din inconștient poate și să le aducă acum în prezent, dar poate să ne unească și pe mine cu tine. Pentru că odată ce eu îți vorbesc, poate și într-un limbaj real, și într-un limbaj realist, și într-un limbaj imaginar, dar când mai pun și un simbol, acolo vine o încărcare completează, să zic așa, comunicarea dintre cei doi. Simbolizarea și actele simbolice, o cale și un instrument de comunicare, dezvoltare și reconstrucție a sinelui, de Jacques Salomé și Valeria Salomé. Cartea pe care v-am recomandat-o astăzi a fost alături de noi Nadia Tătaru, cofondator Radio Itzibitzi, președinte al Asociației Părinților Isteți, și în contextul discuției noastre de astăzi, un lucru important, Nadia Tătaru are formare în metoda ESPERE a lui Jacques Salomé. Vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi și sperăm că v-am furnizat informații utile, mai ales în această perioadă. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi și o săptămână superbă și lectură plăcută. La revedere!